Hei, salut drăguților, eu sunt Lumi și bine ați venit în lumea mea. Astăzi avem episodul 2 din seria aceasta dedicată sarcinii și lucrurilor pe care trebuie să le facem în perioada sarcinii aici în Austria, în special în Viena, pentru că eu locuiesc în Viena și mi-e ușor să vorbesc din acest punct de vedere. Așadar, o să vă povestesc astăzi tot ce ține despre analize, controle medicale, documente, tot ce trebuie să faceți dacă sunteți însărcinată în Viena și ați ajuns în trimestrul 2 de sarcină. Avem deja clipul, îl găsiți aici pe canal, referitoare la aceste lucruri, dar pentru primul trimestru de sarcină și o să urmeze și cel cu trimestrul 3 de sarcină. Astăzi vorbim despre ce se întâmplă așadar în trimestrul 2 de sarcină. Rămâneți cu mine în continuare, însă înainte vreau să vă rog să vă abonați acestui canal, să dați like acestui clip, apăsați acolo butonul de subscribe. Foarte puțin durează, dar pentru mine este foarte important și vă mulțumesc pentru acest lucru și pentru susținerea voastră. Sper să vă fie de folos informațiile pe care vreau să vi le spun și dacă sunteți viitoare mămici sau viitor tătici, sunteți noi aici în Austria, în Viena, nu știți exact ce trebuie să faceți, cum stau lucrurile, care sunt pașii pe care trebuie să îi urmați, rămâneți în continuare alături de mine și vă povestesc tot ceea ce se întâmplă în trimestrul 2 de sarcină. Așadar, trimestrul 2 de sarcină este perioada cuprinsă între săptămâna 13 și săptămâna 24, să spun așa, 24-25, deci de la 3 luni până la 6 luni. Aceasta este perioada să... Aici, în Austria, știți bine că se folosește, se numără pe săptămâni, în România se număra pe luni sau nu știu cum este. Eu am două sarcinile aici, în Austria, în Viena, așa că mi-e ușor să vorbesc în sistemul acesta de săptămâni. Și vă spuneam la sfârșitul clipului referitor la ceea ce se întâmplă în trimestrul 1 de sarcină că în săptămâna 13 trebuie să informați angajatorul despre faptul că sunteți însărcinată, adică să-i duceți de la medic acel beștetikung, acea confirmare a faptului că sunteți însărcinată, asta în cazul în care lucrați aici în Viena. Se consideră că în săptămâna 13, în alte situații, se spune că trebuie să anunțați cu 4 luni, cu 4 săptămâni înainte de a intra în mutărșuț. Sunt mai multe variante, dar din punctul meu de vedere este bine să anunțați cât de repede, pentru că aveți anumite beneficii dacă sunteți însărcinată. Știți foarte bine, nu vă mai poate da afară, nu vă mai poate pune la muncă grea, puteți să intrați în mutășus mai devreme și așa mai departe. Așadar, este bine ca la începutul trimestrului 3 să anunțați la muncă faptul că sunteți însărcinată. Un alt lucru foarte important și pe care trebuie să-l faceți cât se poate de repede este înregistrarea la spital. Lucrurile acum se mișcă repede, spun eu, destul de bine, în online, pentru înregistrarea aceasta la spital, dar este bine să o faceți cât de repede se poate pentru a fi sigur că sunteți înregistrate și că primiți loc acolo unde vă doriți și așa mai departe. Vă spuneam în clipul cu trimestrul 1 că acum lucrurile se fac online, cel puțin așa a fost în cazul meu. M-am înregistrat pe site și am trecut acolo, am completat un formular cu toate datele, am scris 3 variante de spital, care sunt opțiunile mele pentru a naște, și așteptam să primesc răspunsul. După săptămâna 22, o să primiți în poștă o scrisoare prin care vi se va spune la ce spital ați fost dintre cele de 3 pe care le-ați ales. Ați fost primită pentru a naște. Eu am primit deja această confirmare și tot acolo în instrucțiuni vi se va spune ce trebuie să faceți. Deci aceste lucruri se întâmplă în trimestrul 2 de sarcină. Trebuie să contactați un anumit număr de telefon, să dați codurile acelea pe care le primiți pe confirmare și ei vă vor îndruma, vă vor spune cum să contactați spitalul, ce trebuie să faceți, trebuie să trimiteți propriu-zis la spital, la o adresă de e-mail.
toate analizele pe care le aveți, toate documentele, mutăchindă, pas și așa mai departe, iar ei vă vor contacta ulterior pentru a stabili programări și controle și restul de detalii. Deci aveți grijă în perioada aceasta, în trimestrul 2, să finalizați și înregistrarea aceasta la spital pentru a naște și pentru a fi sigură că primiți loc acolo unde vă doriți. Bineînțeles că în această perioadă trebuie să mergeți la medicul ginecolog, să faceți controlele specifice, controlele de pe mutăchindă, pas, nu uitați, sunt obligatorii, trebuie să le faceți pentru a primi mai apoi Kinderbetreuungsgeld. Trebuie să trimiteți copii după mutăchindă pas, deci este bine să aveți toate controlele. Acestea includ controlele la ginecolog, sunt două în perioada aceasta de trimestrul 2, dar în cazul în care aveți probleme sau doctorul dorește, vă poate chema mai des. Asta depinde de fiecare, de sarcina fiecăreia, dar două controle la ginecolog trebuie să faceți și tot ginecologul vă va da trimiteri pentru seturile de analize la sânge. În primul rând, în trimestrul 2, trebuie să faceți analiza de glucoză, să vedeți dacă aveți diabet gestațional sau nu. Este foarte simplă această analiză, doar că necesită un pic de timp. Trebuie să mergeți acolo la clinică. Aveți grijă că de obicei clinicile acestea cer programare în prealabil pentru acest test, deci nu puteți să mergeți oricum cu trimiterea de la medicul ginecolog, s-ar putea să nu vă primească, ci să vă facă o programare și trebuie să beți o soluție de zahăr și apoi vi se ia sânge și vi se măsoară glicemia timp de 3-4 ore, cam așa ceva, deci trebuie să stați acolo 3-4 ore, luați-vă ceva de făcut, dar nu este complicat, doar că necesită acest timp. Așadar, în primul rând, trebuie să faceți această analiză de glicemie. Trebuie să faceți analize de sânge, vi se verifică iarăși toate analizele de sânge, cum stați cu anemia și cu toate acestea, vi se face testul de toxoplasmoză, să nu cumva să aveți toxoplasmoză și cam acestea ar fi seturile de analize. În funcție de rezultatele lor, vi se repetă analizele sau vi se recomandă anumite tratamente de către medicul ginecolog și așa mai departe. Deci este important și aveți câteva analize de făcut în perioada aceasta. Un alt lucru care se întâmplă în trimestrul 2 de sarcină este screeningul de trimestru 2 sau organ screening, așa cum se numește aici, care se face între săptămâna 20 și săptămâna 22. Aici, în Austria, se face fie la spital, fie la clinici private. Eu am făcut la o clinică privată, acolo unde am făcut și morfologia de trimestru 1, de care vă povesteam eu data trecută. Am făcut-o la privat, la aceeași clinică, am plătit 170 de euro, e cumva o reducere dacă le faci pe amândouă la aceeași clinică și am plătit doar 170 de euro și acolo se verifică toate organele bebelușului, de la creier și până la picioare, să vadă dacă este totul în regulă, dacă se dezvoltă corespunzător, dacă are toate organele și dacă acestea funcționează. Este foarte importantă această analiză. Din ce am auzit, o puteți face și la spital. Acolo este gratis sau trebuie să o plătiți, nu știu să vă spun exact. Din ce am văzut eu, de exemplu, la spitalul la Sant Iosef, acolo unde urmează să nasc eu, această analiză se plătește, indiferent că o faci la spital. Am auzit, de exemplu, că la AKH această analiză este gratuită, nu știu să vă spun exact cum și în ce fel. Informați-vă și e bine să știți dinainte toate aceste lucruri. Eu am preferat să o fac la privat, am zis că decât să merg la spital, să stau acolo la cozi și așa mai departe, nu știu dacă mai aveam timp oricum să fac programare. Așa am preferat să merg la clinica aceasta privată, unde am făcut analizele și când am fost însărcinată la prima sarcină și acum. Am fost mulțumită, a fost ok, chiar dacă am plătit. Acum depinde de fiecare ce dorește și ce poate să facă, dar cred că se poate face și la spital, așa că este bine să vă informați previtor la acest lucru. Și tot în perioada aceasta, tot legat de controlele de pe muntă Kinderpass, aveți două care nu sunt la medicul ginecolog. Unul este la medicul de familie,
Trebuie să mergeți la medicul de familie cu mutăchin de pasul și să vă verifice. Vă ascultă la inimă, vă ia tensiunea, vă face niște un control din acesta general, vă întreabă anumite lucruri, vă cântărește, vă măsoară și vă completează pagina aceasta de mutăchin de pas. Este foarte important. Aceasta se face în săptămâna 18, cred. Și nu uitați, pentru că este important și pentru că aveți nevoie de aceste controle, așa cum vă spuneam, pentru a primi Kinder Betreuungsgeld. Iar cel de-al doilea control, care este tot pe mutăchin de pas, este nu un control, ci o discuție cu o moașă. Vedeți acolo că aveți o pagină în care scrie Hebamme Beratung. Eu nu am făcut controlul acesta sau discuția aceasta nici la prima sarcină și nici acum. Din ce am auzit, este opțional, adică dacă vreți îl faceți, dacă nu vreți nu îl faceți și nu vă afectează faptul că după aceea trebuie să trimiteți aceste controle la asigurare pentru a primi Kinder Betreuungsgeld. Și acum vă spuneam, eu nu am făcut la prima sarcină pentru că nu am știut și nici nu am avut o moașă. Eu nu am avut o moașă privată, nu am avut o moașă. Pur și simplu am mers la spital și cine a fost acolo de serviciu și de gardă de fiecare dată, cu persoana respectivă am vorbit. Nici în această situație, nici la sarcina a doua, nu am făcut acest lucru și nu am avut probleme cu Kinder Betreuungsgeld. Așadar, nu știu ce să vă spun. Poate e bine să faceți aceste controle, e bine să le aveți acolo, dar dacă nu le faceți, eu nu le-am făcut și nu am pățit nimic. Așadar, pentru că această discuție cu moașa este, așa cum vă spuneam, cred, opțională. Cine are moașa, are. Cine nu, puteți să vă alegeți o moașă privată și puteți să nu aveți o moașă și să beneficiați de serviciile unei moașe în momentul în care merge la spital și nașteți, indiferent cine este atunci prezent acolo la spital. Și cred că acestea ar fi, așa să spun, analizele din trimestrul al doilea de sarcină. Pe ansamblu, din experiența mea, trimestrul al doilea de sarcină este mai ușor în ceea ce privește sarcina, dar sunt mai multe drumuri la medic decât în trimestrul întâi. Pentru că, bineînțeles, bebelușul crește, sarcina evoluează și e bine să fie ținută sub control și e bine să aveți toate aceste analize. Poate mai sunt și alte analize pe care voi le-ați făcut, de care am uitat eu să menționez. Scrieți-mi în comentarii dacă este așa, în funcție de profilul fiecăreia, în funcție de analizele fiecăruia de stare de sănătate, atunci se fac mai multe analize sau mai puține analize. Ce v-am spus eu astăzi este ceea ce am făcut eu, dar sunt sigură că fiecare are experiența ei de viitoare mămică și mi-ar plăcea să îmi povestiți lucrurile pe care le-ați făcut voi aici în secțiunea de comentarii. În ceea ce privește dezvoltarea sarcinii, pentru mine a fost mai ușor, deși burtica s-a văzut foarte bine aproape de la începutul trimestrului al doilea. Aveam forma aceea de burtică, de femeie însărcinată, se putea vedea și a crescut destul de repede, poate și datorită faptului că am consumat foarte multe lichide, atunci am asimilat foarte multă apă, m-am și îngrășat. Adică a evoluat sarcina destul de mult în trimestrul al doilea și am simțit așa că sunt însărcinată în toată puterea cuvântului. Dar a fost ok și asta vroiam să vă spun că au fost controle destul de dese la doctor, mergi la analize, mergi la medicul de familie, trimite apoi rezultatele, vezi ce se întâmplă și așa mai departe. Dar, așa cum vă spuneam, trebuie să le facem și nu uitați în principiu de controlele de pe mutăchin de pas, pentru că acelea sunt cele mai importante. Sunt obligatorii, vă ajută să vedeți starea de sănătate a bebelușului și evoluția sarcinii și vă ajută mai apoi să primiți și Kinder Betreuungsgeld. Și cu asta închei clipul referitor la trimestrul al doilea de sarcină. Dacă vreți, urmăriți și căutați aici pe canal clipul despre trimestrul 1 și stați aproape, abonați-vă pentru că urmează și cel legat de analizele din perioada de sfârșit a sarcinii din trimestrul al 3. Vă mulțumesc așadar și până data viitoare vă pup, pa, pa! Child, when you're out on your own, a million miles from home, feeling